Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Ionuț Arhire, bine ați venit la ora de legislație rutieră. Mă bucur foarte mult, mai ales în aceste condiții, că reușim să ne vedem. Mă bucur de fiecare dată că ne reușim a ne vedea, dar mai ales în aceste condiții. Am început, ca de obicei, chestionarul singur, mă mai verific și eu. Am hotărât, având în vedere că internetul mai face uneori figuri și programul se mai blochează, folosim simularea examenului auto cu ajutorul unui programel pe care l-am eu instalat pe calculator. Practic este același lucru. Important atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine este să înțelegem întrebările, să înțelegem răspunsurile, să știm de ce este așa atunci când întâlnim o întrebare relativ dificilă. Am ajuns la întrebarea nouă. Sistemul de frânare ABS. ABS, Anti-Lock Braking System. Să știți că acest sistem a fost inventat prima dată la avioane, datorită faptului că la aterizare se uzau foarte mult cauciucurile avioanelor și bineînțeles că cei interesați de fenomen, investitorii, au căutat cum să facă să nu mai folosească atât de mult acest lucru și au inventat acest ABS care previne blocarea roților în timpul frânării. De acolo și din cuvântul sau expresia din engleză Anti-Lock Braking System. Mai o precizare pe lângă întrebare, să spunem așa. Răspunsul corect este C. Previne blocarea roților în timpul frânării. Specialiștii, piloții, spun că acest ABS este util pentru șoferii care nu știu să frâneze. De ce? Pentru că un șofer care se sperie, în momentul în care frânează, apasă brusc pe pedala de frână. Și bineînțeles, dacă nu ar avea ABS, roata s-ar bloca în acel moment. Dacă ar fi și pe o suprafață cu aderență scăzută, ar fi foarte greu de stăpâni controlul asupra direcției. Însă acest ABS, prevenind blocarea roților, permite să stăpânim direcția chiar dacă ne deplasăm pe o suprafață cu aderență scăzută. Cum trebuie să conducem astfel încât să reducem poluarea? Totdeauna când ne gândim la poluare, la acest capitol nou de ceva timp, conducerea ecologică, trebuie să ne gândim la o conduită pe care noi trebuie să o avem, astfel încât să uzăm cât mai puțin din consumabilele mașinii, combustibil, plăcuțe de frână, cauciucuri și tot așa. Atunci când trebuie să ne comportăm ca tare, să reducem poluarea, pornim motorul fără să acționăm pedala de accelerație și demarăm imediat. Acest demarat imediat a nu se interpreta cu demararea în trombă sau să prindem viteză mai mare. Nu, înseamnă că atunci când ne-am instalat la postul de conducere și ne hotărâm că plecăm, după ce am pornit motorul și trec câteva secunde, nu mai stăm la povești cu ceilalți participanți din mașină, plecăm de pe loc. Putem executa o depășire la întâlnirea indicatorului de limitare de viteză? Cel mai des întâlnit indicator de limitare de viteză e cel în care nu trebuie să mergem cu mai mult de 30 de km la oră. Imaginați-vă că în timpul depășirii nu depășim acea viteză, avem un biciclist, un vehicul cu tracțiune animală, îl depășim cu 25 de km la oră. Bineînțeles că depășirea este permisă, important este ca în timpul manevrei să nu circulăm cu o viteză mai mare decât cea înscrisă pe indicator. Vă reamintesc că puteți să-mi adresați întrebări live pe Facebook. De aceea mai și aplec privirea în jos pentru a observa dacă cineva dintre dumneavoastră mi-a adresat vreo întrebare. Putem depăși tramvaiul oprit într-o stație fără refugiu pentru pietoni pe o stradă cu sens unic? Atenție că foarte mulți dintre cursanți, în momentul în care întâlnesc această întrebare, pierd din vedere că avem de a face cu o stație fără refugiu pentru pietoni. De ce pierd din vedere acest lucru? Pentru că pe final avem cuvântul sens unic și ei se gândesc în sinea lor, știu ei ceva legat de tramvaiul cu sens unic. Într-adevăr, tramvaiul se depășește de regulă pe partea dreaptă. Prin excepție se depășește pe partea stângă, pe drumurile cu sens unic sau atunci când între șina din dreapta și bordură nu există spațiu suficient pentru depășire. Gândindu-se ei la acest sens unic, uită de faptul că stația este fără refugiu pentru pietoni și sunt tentați să spună că da, au voie să depășească. Nu! În stațiile fără refugiu pentru pieton, fie că drumul este cu sens unic sau cu circulația în ambele sensuri, depășirea tramvaiului este interzisă. Autoturismul echipat cu o remorcă poate circula pe autostradă?
Bineînțeles că poate circula dacă ansamblul poate depăși 50 de km la oră. Care autovehicul își poate continua deplasarea în imaginea prezentată? Observăm că avem 3 autovehicule încadrate fiecare pe o anumită bandă. Pentru înainte sau la dreapta avem semaforul de culoare roșie și panoul adițional care ne arată că semaforul este pentru înainte sau la dreapta. Pentru cel încadrat la stânga avem semaforul de culoare verde, avem și săgeata, observăm și intenția lui de a schimba direcția de mers pe stânga. Atunci autoturismul roșu își poate continua deplasarea. Cum procedăm atunci când circulăm în spatele unui vehicul cu tracțiune animală și constatăm că acesta dorește să schimbe direcția de mers? Bineînțeles că în această situație ne legăm, atingem și capitolul conduită preventivă și chiar dacă manevra sa nu ar fi regulamentară, să spunem, nu a semnalizat, nu a făcut manevra așa cum trebuie într-un loc în care este permis acest lucru, trebuie să-i permitem să efectueze în siguranță manevra. Nu uitați, regula de bază a conduitei preventive este să anticipăm manevrele incorrecte executate de către ceilalți participanți la trafic, să fim în măsură pentru a evita evenimentele rutiere. În ce ordine vor trece autovehiculele prin intersecția prezentată? Știm că atunci când avem o intersecție, trebuie să rezolvăm în doi timp, să spunem, un astfel de desen. Observăm că dintre cele 4 autovehicule din intersecție, 2 dintre acestea au indicatorul oprire, un indicator de pierdere a priorității. Automat, cei care au indicatorul de pierdere a priorității nu pot trece înaintea celorlalți care nu au niciun indicator de pierdere a priorității. Și ce observăm? Observăm că autoturismul 4 își schimbă direcția de mers pe stânga. Și există acea regulă, în ceea ce privește prioritatea de trecere, care ne spune că cel care schimbă direcția de mers pe stânga acordă prioritate celui care circulă din sens opus. Autoturismul 4 acordă prioritatea autoturismului 3. Primul trece autoturismul 3, al doilea trece autoturismul 4. Am rezolvat jumătate din întrebare. Între cei doi care au indicatorul oprire se aplică aceeași regulă, deci ordinea va fi 3, 4, 1 și 2. Care dintre conducătorii de vehicule ce se apropie simultan de o intersecție are prioritate de trecere în situația în care unul întâlnește indicatorul oprire, iar celălalt indicatorul cedează trecerea? Această întrebare mi-ar fi plăcut să fie adresată live, ceva gen cu video call, și să am interlocutori, niște conducători auto cu vechime. 80% dintre ei ar răspunde că cel care are indicatorul oprire trebuie să acorde prioritate celui care are cedează trecerea, întrucât la indicatorul oprire te oprești. Așa o văd ei. Însă este greșit. Indicatorul oprire și indicatorul cedează trecerea sunt egale din punct de vedere al priorității de trecere. Singura diferență între ele două este din punct de vedere al manevrării autovehicului. La cedează trecerea nu este obligatoriu să ne oprim, la oprire este obligatoriu să ne oprim. În locul cu vizibilitate maximă fără a depăși colțul intersecției sau dacă avem marcaj transversal de oprire, la marcajul transversal. Deci, între ele două, fiind indicatoare egale, se aplică regula priorității de dreapta. Cel mai scump autovehicul își poate continua deplasarea, nu? În situații de criză nu își mai poate continua cel mai scump autovehicul. Dacă ar fi să facem și filozofie și să comentăm pe marginea comentariilor de pe rețelele de socializare, aceste situații de criză ne fac să observăm că nu statutul social este important, cu toții stăm în casă și tot așa. Așa că trage tu concluziile. Cum se acționează în cazul unui accident de circulație cu victime și deformare accentuată a caroseriei sau blocării ușilor dacă ocupanții vehiculelor sunt imobilizați? Nu uitați că în situația în care acordăm primul ajutor, trebuie să facem în așa fel încât să nu agravăm leziunile persoanei pentru care intervenim. În această situație observăm deformarea accentuată a caroseriei sau blocării ușilor. Se apelează la serviciile specializate ale unităților de pompieri care intervin cu utilaje de descarcerare.
Văd că și părinții mei sunt cu ochii pe micul ecran. Îi salut. Mă bucur. Autoturismul staționează regulamentar. Observăm acest autoturism de culoare albastră. Observăm borna kilometrică. Vârful și baza ei sunt de culoare roșie. Asta înseamnă că ne aflăm pe un drum național. Știm că oprirea, staționarea, întoarcerea și mersul înapoi sunt interzise pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor europene. În această situație nu avem de-a face cu nici una dintre aceste categorii de drumuri, adică nici autostradă, nici drum expres, nici drum european. Înseamnă că manevra autoturismului este regulamentară, da, deoarece în zonă nu sunt restricții de staționare. Răspuns corect, B. Unde trebuie să așteptăm dacă ne aflăm la o trecere de cale ferată cu bariera coborâtă? În fața barierei, nu mai explic, este evident, brațul drept al polițistului, întins orizontal, adică așa, indică oprire pentru cei care circulă din spate. Brațul stâng față, brațul drept spate. Și nu mai aveți cum să uitați semnalele polițistului. Nu uitați că polițistul este cel mai important mijloc de dirijare a unei intersecții. În momentul când el se află în intersecție, nu mai țineți cont de culoarea semaforului, mă scuzați, nu mai țineți cont de semnificația indicatorilor de prioritate, țineți cont de semnalele polițistului. Puteți folosi mijloace proprii de detectare. Atenție, acest cuvânt de detectare, da? Să nu îl confundăm cu perturbare. Da? De detectare avem voie. Cine este exceptat de la purtarea centurii de siguranță în localități? Fie că ești în localitate, fie că ești în afara localităților, sunt anumite situații în care anumite categorii de persoane sunt exceptate de la purtarea centurii de siguranță. Femeia care prezintă o sarcină vizibilă, persoanele care posedă un document în acest sens emis de o instituție medicală de specialitate. Referitor la răspunsul de la litera A, femeia care prezintă o sarcină vizibilă, să fac o mențiune. Întrebarea ne sună în felul următor. Cine este exceptat de la purtarea centurii de siguranță? Da? Femeile care prezintă o sarcină vizibilă, dacă nu sunt incomodate de portul centurii de siguranță, specialiștii recomandă să o poarte, întrucât și în cazul unui impact, centura de siguranță, presiunea pe care aceasta o exercită asupra burții, nu este mai periculoasă decât ceea ce s-ar întâmpla în urma accidentului dacă femeia cu sarcina vizibilă gravidă nu ar avea centura de siguranță fixată. Deci, dacă reușiți și nu vă incomodează portul centurii de siguranță, să știți, doamnelor, că vă face mai mult bine decât rău. Să nu aveți impresia că se sufocă fătul sau eu știu ce se întâmplă din cauza centurii de siguranță. Ce este interzis să se monteze la autovehicul? Lumini de altă culoare și intensitate decât cele omologate. Bineînțeles, cum ar fi ca oricine dintre noi să poată să-și pună ce lumini vrea, mai girofare să ne punem cu toții și ar fi foarte bine. Ce autovehicule trebuie să-și refacă inspecția tehnică înainte de termen? Atenție, nu se confunda cu această înainte de termen cu situațiile în care anumite categorii de vehicule își fac inspecția tehnică periodică la o perioadă mai scurtă. De exemplu, mașinile care transportă persoane, din câte mi-amintesc, parcă la 6 luni, mașina de școală la un an, mașinile cu o vechime mai mare de 10 sau 12 ani, parcă tot la un an, celelalte cu o vechime mai mică de 10 ani, parcă la 2 ani. Dar aici se referă înainte de termen. Dacă ne aflăm în situația prevăzută la B, sistemul de frânare și de direcție a fost grav avariat, atunci trebuie să le refacem înainte de termen. Acel termen, de un an, de doi ani, de șase luni, care fie el. Am ajuns la sfârșit, o să-i dăm din nou o simulare a examenului. Între timp mă mai uit dacă mi-a mai fost adresată vreo întrebare. Nu. Îi salut pe toți urmăritorii noștri. Sperăm să reușim, în ciuda crizei de afară, în ciuda problemelor care există, să menținem această emisiune și să ne revedem cu bine de fiecare dată. În trafic,
nu mai este atât de multă aglomerație, străzile sunt mai liniștite, totul este puțin mai liniștit pe de altă parte. Hai să vedem în continuare. Care este ordinea de trecere a autovehiculelor? Din nou, o intersecție dirijată, observăm două indicatoare drum cu prioritate, două indicatoare cedează trecerea. Sub fiecare avem câte un panou adițional. Pentru a nu ne complica să abordăm diferite poziții pentru a observa drumul cu prioritate din celelalte trei indicatoare, ne uităm la indicatorul care este cu fața spre noi, panoul adițional de sub el, care ne arată direcția drumului cu prioritate, adică acesta. Da? Nu are relevanță pentru aceste două autovehicule că autoturismul albastru părăsește drumul cu prioritate. Nu. Autoturismul albastru va avea prioritate față de motociclete și față de autobuz, nu va avea prioritate față de autocamion. De ce? Pentru că ambii sunt pe drumul cu prioritate, adică sunt egali. În situație de egalitate, regula priorității de dreapta. Camionul are prioritate de dreapta față de autoturism. Camionul trece primul, autoturismul trece al doilea, iar între motocicletă și autobuz se aplică aceeași regulă. Autobuzul va trece înaintea motocicletei. Ordinea va fi autocamion, autoturism, troleibuz și motocicletă. Salutare, domnul Marin! Dacă un vehicul coboară și din sens opus un alt vehicul intenționează să depășească un obstacol, cine acordă prioritate? Prioritatea de rampă clasică, cel care urcă are pe sensul său de mers un obstacol imobil. Da, facem repede un mic desen. Știm că desenul este baza, are un obstacol imobil, cel care urcă. Să spunem că ăsta este cel care urcă. Cel care coboară observă acest lucru, se oprește la un moment dat undeva aici sau reduce foarte mult viteza. Acesta ocolește obstacolul, după care cel care coboară își continuă deplasarea. Vehiculul care coboară acordă prioritate. Care dintre cei doi conducători nu circulă corect? Observăm că avem un indicator de interzicere sau restricție, depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș interzisă. În această imagine avem o motocicletă fără ataș. Deci, autoturismul are voie să depășească acest tip de autovehicul. Însă, dacă ne ducem înapoi, puțin în trecut, atunci când am studiat regulile și obligațiile pe care le avem la depășire, atunci când suntem depășiți, avem două obligații de respectat. Să nu mărim viteza de deplasare și să circulăm cât mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile sau a benzii pe care ne aflăm. Ce observăm? Motociclistul stă foarte aproape de axul drumului. Nu este mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile, așa cum îl obligă una din cele două obligații de la depășire. Și atunci, cel care nu circulă corect este motociclistul, deoarece circulă aproape de axul drumului. Înaintea efectuării unei depășiri, atât de mult îmi place acest cuvânt, înaintea efectuării unei depășiri, ce trebuie să facem? Să semnalizăm intenția de a efectua depășirea cu cel puțin 50 de metri înainte în localități, 100 de metri înainte în afara localităților. Intenția de a depăși, da? Cum trebuie să conducem astfel încât să reducem poluarea? Având în vedere că simulăm un examen și întrebările se amestecă de la sine, se poate întâmpla exact ca acum să se repete întrebarea, pornim motorul, fără să acționăm pedala de accelerație și demarăm imediat. În ce situație este interzisă întoarcerea? Nu uitați, regula de bază, întoarcerea este interzisă în toate situațiile în care oprirea este interzisă, cu excepția intersecțiilor. Dacă știm cele 15 situații în care este interzisă oprirea, deja știm aproape toate situațiile în care este interzisă întoarcerea. Dar haideți să ne uităm la răspunsuri. Pe marcajul pietonal și la mai puțin de 25 de metri, înainte și după marcajul pietonal, oprirea este interzisă. Automat este interzisă și întoarcerea. Atât. B. Care este rolul catalizatorului? Acest catalizator care dă atât de mult de furcă conducătorilor auto, se defectează repede, să spunem așa. El, având în vedere standardele acestea de poluare inventate sau necesare, asigură depoluare atmosferică prin arderea completă a gazelor de evacuare.
În ce ordine se vor lua măsurile de prim ajutor în funcție de starea accidentatului? Cel mai important, când acordăm primul ajutor, să ne asigurăm că accidentatul respiră. Dacă nu respiră 2-3 minute, poate să moară. Dacă îi curge sânge, nu moare în 2-3 minute. Acum să nu ne ducem în extreme la jugulară, carotidă sau artera femurală. Da? Vorbim de o hemoragie care i-ar permite să trăiască mai mult decât dacă nu ar respira. Masajul cardiac și celelalte măsuri, dar respirația. Bună seara și ție! Ce vehicule puteți depăși în situația dată? Depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș interzisă, dar legiuitorul introduce și aceste vehicule. Stai să vedem. Depășirea autovehicule cu excepția motocicletelor fără ataș. Au. Era să intru într-o capcană și să pun ceul. Dar autovehicule sunt și autobuzele și autocamioanele. Toate vehiculele motorizate sunt autovehicule. Indicatorul alăturat semnifică. Pentru a-l înțelege, îl studiem de la stânga spre dreapta și atunci înseamnă o urcare cu înclinare mare. Indicatorul însoțit de panoul adițional semnifică o coborâre la o distanță de 300 de metri de indicator. Dacă acest indicator ar fi avut acele două săgeți negre, ar fi trebuit să le iau, să iau eu negru și să șterg. Ar fi avut așa acele două săgeți. Ar fi fost pe o distanță de 300 de metri, dar neavându-le este la o distanță de indicator, la o distanță de 300 de metri. Coborâre periculoasă care începe la o distanță de 300 de metri de locul în care este instalat acest indicator. Cum trebuie să procedăm la semnalul polițistului rutier? Observăm brațul stâng, are și un bastonaș. Oprim, este cu fața spre noi. Este permisă pătrunderea pe racordurile dintre cele două părți carosabile ale unei autostrăzi. Nu este permisă pătrunderea. Un indicator de avertizare, intersecție de drumuri, se instalează înaintea intersecțiilor nedirijate, din afara localităților. Atunci când ne apropiem de o astfel de intersecție, schimbăm alternativ din lumile de drum în lumile de întâlnire pentru a observa ceilalți participanți la trafic, fascicul luminos. Vă veți semnaliza prezența, veți schimba alternativ lumile de drum cu lumile de întâlnire? Da. Cum este corect să procedăm atunci când circulăm pe timpul nopții în condiții atmosferice ce împiedică mult vizibilitatea? Folosim lumile de întâlnire, semnalizăm prin schimbarea luminii de întâlnire cu cea de drum la trecerea prin intersecție cu circulația nedirijată. Niciodată, am mai spus-o, o repet, în condiții de vizibilitate redusă sau în timpul nopții, nu circulăm cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului. Sunt persoane care se deplasează pe carosabil îmbrăcate în haine închise la culoare. Animale, utilaje agricole lăsate pe marginea drumului. Dacă noi vom circula pe marginea din dreapta a drumului, atunci riscăm să provocăm, fie că nu o facem din vina noastră, evenimente rutiere. Aici ar vrea să fie piatră cubică. Piatra cubică este o zonă cu o aderență scăzută. Și atunci suntem întrebați, în acest loc trebuie să fiți deosebit de atent, de ce? Din cauza pericolului mărit de derapaj datorat pietrei cubice umede. Da, piatra cubică umedă, nu se vede din desen că este umedă, dar deducem și din întrebare și din răspunsuri că asta ar cam vrea. Pentru ce se aplică punctele de penalizare? Nu uitați! Puncte de penalizare sunt acele puncte care se adună, să ne exprimăm în limbaj popular. Astăzi faci 2, mâine 3, ai deja 5 și la 15 puncte adunate rămâi fără permis timp de 30 de zile. Pentru nerespectarea semnificației indicatorului oprire instalat la o trecere la nivel cu o cale ferată. Pentru aceasta se aplică puncte de penalizare. Cum se pedepsește conducerea pe drumul public a unui autovehicul de către o persoană cu o alcoolemie în sânge de peste 0,8 grame per litru? Atenție! Nu uităm aceste două valori. Mai mult de 0,40 în aer expirat
sau mai mult de 0,80 grame per litru în sânge. În momentul în care depășim aceste valori, ne încadrăm în latura infracțională a problemei, în latura penală și vom fi sancționați cu răspunderea penală și anularea permisului de conducere. Ce interdicție avem în intersecția din imagine? Ce nu avem voie să facem în intersecție? În intersecții și la mai puțin de 25 de metri de colțul intersecției este interzis să oprim. Deci nu avem voie să oprim în intersecție și nici la mai puțin de 25 de metri de colțul intersecției. Să mă uit și pe partea cealaltă. Da. În ce situații suntem obligați să nu depășim 50 de km la oră în afara localităților? Sunt 10 situații în care nu trebuie să depășim 30 de km la oră în localități sau 50 de km la oră în afara localităților. La trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, pe drumurile publice cu o singură bandă pe sens, corect, pe poduri sau sub poduri, nu, în curbe deosebit de periculoase cu vizibilitate mai mică de 50 de metri. Din nou, ne regăsim într-una dintre aceste situații. Ce semnifică semnalul roșu al semaforului care funcționează concomitent cu cel galben? Înseamnă că trebuie să stăm liniștiți și să nu ne continuăm deplasarea. Oprire. Suntem obligați să oprim la semnalele date de conducătorii vehiculor de ambulanță, nu, inspectorii primăriei, nu, îndrumători de circulație ai Ministerului Apărării. Da, aici suntem obligați să oprim, dacă aceștia ne fac un astfel de semn, bineînțeles. Ce obligație au conducătorii auto care circulă pe un drum public și întâlnesc într-o intersecție o ambulanță și se deplasează la o intervenție? Clar, trebuie să acordăm prioritate de trecere ambulanței. Ce obligații vă revin în calitate de conducător de vehicul? Să ne prezentăm la unitatea de poliție care v-a citat pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea de conducător. Așa trebuie să facem. Nu uitați că mai ne putem regăsi într-o situație. Împrumutăm mașina cuiva. Acea persoană încalcă o regulă de circulație. Poliția, prin diferite mijloace de măsurare, observă numărul de înmatriculare, verifică în baza de date cine este proprietar și trimite o scrisoare acasă proprietarului prin care îl roagă respectos să comunice datele contravenientului sau infractorului dacă a comis o infracțiune. Noi trebuie să comunicăm datele respectivului sau diferite alte aspecte. Cum ne spune aici la răspuns, să ne prezentăm la termen la unitatea de poliție. Cum procedăm când urmează să traversăm o trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere? Simplă, fără bariere. Oprim, fără a depăși indicatorul, numai după ce ne-am asigurat că nu există niciun pericol. Atenție că aici, din viteză, puteați să greșiți, ați fi văzut opriți, sau dacă nu este cazul, doar reduceți viteza. Nu, la fără bariere ne oprim. Cum trebuie să procedăm atunci când circulăm pe un drum cu 3 sau mai multe benzi pe sensul de mers? Regula de bază, atunci când drumul public are cel puțin 2 benzi pe sensul de mers, este obligatoriu să folosim banda 1, folosind succesiv celelalte benzi, a 2-a, a 3-a, atunci când banda 1 este ocupată sau când efectuăm manevra regulamentară de depășire. Iată că am rezolvat și cel de-al doilea chestionar. Este foarte bine. Îi dăm din nou simularea examenului autoteoretic. Mă ajută foarte mult acest programel. Până se încarcă, m-am mai uitat puțin să văd dacă dintre dumneavoastră mi-ați mai adresat întrebări. Permisul de conducere se anulează într-una dintre situațiile. Pentru încălcarea dispozițiilor legale referitoare la obligația de a semnaliza schimbarea direcției de mers. Nu, în urma unei condamnări, printr-o hotărâre definitivă pentru o infracțiune. Reținerea permisului de conducere se dispune pentru una dintre situațiile de mai jos.
Permisul de conducere se reține în situația prevăzută la litera C. Semafoarele nu funcționează. În ce ordine se va circula pe intersecția prezentată? Tramvaiul 1, autoturismul, tramvaiul 2. În ce ordine se va circula prin intersecție? Intersecția este nedirijată. Există o regulă care prevede că în intersecțiile nedirijate, vehiculele pe șine au prioritate. Și atunci tramvaiul este un vehicul pe șine, trece primul, autoturismul galben are prioritate de dreapta. Deci, ordinea va fi tramvaiul, autoturismul, troleibuzul. Care dintre cele trei autovehicule a parcat regulamentar? Observăm că în această imagine ni se permite parcarea dacă suntem poziționați exact așa ca în indicator. Observăm că pe indicator avem o mașină poziționată jumătate pe asfalt, jumătate pe trotuar. Nici unul dintre cei trei conducători auto nu și-a parcat mașina exact cum trebuie. Și atunci, răspuns corect, C-ul. Cum trebuie să procedăm atunci când circulăm pe drumul național dintr-o localitate rurală, treceți pe lângă o coloană militară care se deplasează în aceeași direcție. Reducem viteza până la limite prevăzută de lege, adică maxim 30 în localitate, maxim 50 în afara localităților și ne deplasăm cu atenție sporită, bineînțeles. Aveți obligația de a opri imediat autovehiculul la semnalele adresate de personalul autorizat din cadrul serviciului de examinări, nu, polițiștii comunitari, nu, polițiștii de frontieră, da. Mulți sunt tentați să creadă că și A este un răspuns corect, personal autorizat din cadrul serviciului de examinări nu are atribuții în ceea ce privește oprirea autovehiculului în timpul deplasării pe drumurile publice. Ei își desfășoară activitatea de examinare. Polițiștii comunitari nici măcar nu mai există, se numesc acum polițiști locali. Și aici este discutabilă, nu vreau să intru în polemici. Polițiștii locali au anumite atribuții în ceea ce privește hotărârile Consiliului Local. Nu aplică sancțiuni contravenționale în ceea ce privește regimul circulației rutiere, decât în foarte, foarte, foarte puține situații. Dar, repet, pe noi ne interesează să știm răspunsul corect, să-l înțelegem. Acum, mai ales că există această liberă circulație, mai ales de după Revoluție, știm că la frontieră noi încă ne oprim, deși facem parte din spațiul economic european, mai avem multe de clarificat pentru a avea o liberă trecere la frontieră cu vecinii noștri, cel puțin cu cei care sunt în Uniunea Europeană. Ce obligații vă revin în calitate de conducător de vehicul? Să menținem curate plăcuțele cu numărul de înmatriculare pentru a fi vizibile, da? Să circulăm cu o viteză inferioară celei prescrise de indicatorul viteză minimă obligatorie, nu, viteză minimă obligatorie cel puțin cu acea viteză. Să reducem viteza atunci când treceți pe lângă un polițist, nu, a, răspuns corect. Ce autovehicule pot fi echipate cu lumini speciale de avertizare de culoare albastră? Răspuns corect, B. Vehicule aparținând poliției, jandarmeriei și poliției de frontieră. Cu ce trebuie să fie dotate autovehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice? Stingător, două triunghiuri, tusă medicală. Da, toate cele trei reprezintă dotări obligatorii ale autovehiculelor. Nu uitați că stingătorul de incendiu și trusa medicală au termene de valabilitate, ele expiră. Vă poate controla și vă poate aplica și sancțiune contravențională dacă sunt expirate. Vă încadrați pe banda din dreapta, deși intenționăm să virăm la stânga. Cum procedăm? Virăm la stânga, dacă nu e niciun polițist, nu încurcăm pe nimeni, glumesc. Mai spunem noi că facem o românească. Teoretic, circulăm la dreapta, înainte, unde găsim un loc legal pentru a întoarce, da? Dar vă adaptați. Cum trebuie să procedăm pentru a conduce ecologic un autovehicul? Să utilizăm frâna de motor pentru a încetini. Aia trebuie să facem.
Autovehicul din față traversează intersecția. Cum procedăm? Observăm că avem semnal luminos de culoare verde și un indicator cedează trecerea. La început, cursanții au tendința să acorde prioritate neobservând indicatorul sau neobservând semaforul sau din diferite motive, nu știu ce este în mintea lor, se încurcă. Nu uităm, cele trei mijloace de dirijare a intersecției. Polițist, semnale luminoase, indicatoare de prioritate. Aceasta este și ordinea importanței. Odată ce avem polițist, nu ne mai interesează semafoarele. Odată ce avem semafoarele, nu ne mai interesează indicatoare de prioritate. Așadar, în această imagine avem semnalul verde, trecem, nu avem, facem aceeași manevră pe care o face și această mașină albă. Ce semnifică brațul stâng al polițistului? Brațul stâng al polițistului semnifică oprire pentru cei care vin... Oh, brațul stâng întins orizontal al unui biciclist. Ați văzut, m-am grăbit și eu. Pot să zic că bicicliștii, unii dintre ei, cei care sunt dedicați, pasionați, mai respectă atunci când întind brațul stâng sau drept, semnifică intenția de a schimba direcția de mers sau de a depăși, sau atunci când balansează brațul drept, intenția de a opri. Eu sincer n-am văzut niciodată un biciclist făcând această balansare cu brațul drept care semnifică intenția de a opri. Ceea ce am mai văzut cu brațele ținute orizontal de a schimba direcția de mers, da, am mai văzut, însă cea de balansare niciodată, dar este prevăzut în codul rutier. În această situație vezi circula, suntem într-o situație cu lumini, cu vizibilitate redusă, avem un autoturism în fața noastră, circulăm cu luminile de întâlnire pentru a nu-i stânjeni privirea. Întoarcerea este interzisă. Regula de bază, o repet, în toate situațiile în care oprirea este interzisă. Pe străzile cu sens unic, la mai puțin de 100 de metri de calea ferată, dacă ar fi fost la mai puțin de 50 de metri de calea ferată, atunci ar fi fost interzisă și în această situație. Mai arunc o privire pe Facebook. Numai puțin aici. Așa. Ce indică prezența calaminei, presuprafața bujilor și fumul albăstrui al eșapamentului? Uzarea mecanismului motor, grup, piston, cilindru. Să vedem imediat. Am luat examenul teoretic cu 23 din prima, dar nu am luat încă traseul. Trebuia să dau pe 25, dar s-a amânat. Așa este. Din 17 martie, parcă s-au suspendat și examenele teoretice și examenele practice la nivel național. După ce vom ieși din starea de urgență, vă vom informa, bineînțeles, pe toți, dar direcția din permisă de conducere, din câte am observat eu, are un site foarte ușor de accesat, transparent, în care putem beneficia de toate informațiile care ne interesează. Numai puțin, am emoții când dau orașul și cred că din această cauză greșesc. Ce sfaturi îmi puteți da? Bea 50 de țuică înainte și nu o să mai ai nicio emoție. De regulă, într-adevăr, așa cum spune colegul meu, elevii, cursanții au emoții că este un examen. Este normal să aibă emoții și eu, dacă m-aș duce mâine în examenul practic, aș avea emoții. Dar noi, instructorii, putem, îi pregătim cât de cât, îi pregătim un instructor complet din punctul meu de vedere și pregătește elevul și cât de cât din punct de vedere psihologic îl face într-un fel pregătit pentru a stăpâni aceste emoții. Este necesar pentru cursant să stăpânească emoțiile, să conducă măcar la nivelul la care conduce de regulă în timpul orelor de instruire practică. Atâta timp cât va conduce sub nivelul orelor de instruire practică, mai ales dacă nivelul său, să zicem, nu este foarte high level, să ne exprimăm așa mai occidental, atunci va face mai multe greșeli care vor acumula puncte de penalizare sau va face o greșeală care va necesita intervenția examinatorului și aplicarea unui număr direct de 21 de puncte de penalizare. Concluzia este să încercăm să conștientizăm că suntem la un nivel bun care să ne permită să obținem dreptul de a conduce pe drumurile publice, să ne setăm în mintea noastră că noi stăpânim mașina, nu mașina pe noi, că acel examinator este un simplu evaluator, are același lor pe care îl are și instructorul auto, nu ne sperie, nu are vreo atitudine care să ne determine să conducem altfel decât conducem în orele de instruire practică. Gândindu-ne în așa fel, motivându-ne în așa fel, vom reuși să conducem autoturismul așa cum trebuie, încât să nu acumulăm mai mult de 20 de puncte de penalizare.
Și eu am aceeași problemă cu emoțiile. Trebuie să vă rezolvați această problemă cu emoțiile. Mai un aspect foarte important în ceea ce privește stăpânirea emoțiilor. Gândiți-vă că totuși în examenul practic este cineva în partea dreaptă care atunci când dumneavoastră greșiți intervine în volan, în frână și poate evita un eveniment rutier, un accident. Dar nu acest pas sau nu această etapă este cea mai grea din viața dumneavoastră. Etapa cea mai grea din viața dumneavoastră de șofer începe după ce ați dobândit dreptul de a conduce pe drumurile publice. Atunci când, dacă greșiți, nu mai este nimeni în dreapta să intervină decât dumneavoastră de la volan și eventual dacă Dumnezeu este milostiv cu dumneavoastră, intervine și Dumnezeu ca să vă salveze de pericol. Și mai gândiți-vă că atunci când sunteți la volanul mașinii, trebuie să nu fiți un pericol nici pentru dumneavoastră, nici pentru ceilalți participanți la trafic. De aceea, în momentul în care vi s-a finalizat instruirea practică, având o discuție, evaluându-vă împreună cu instructorul, vedeți la ce nivel sunteți. Nu sunteți la nivelul pregătit, mai faceți în continuare ore, până când ajungeți la nivelul necesar pentru a promova, cât și pentru a conduce ulterior în condiții de siguranță. Acest lucru este cel mai important, să știți să conduceți, să aveți certitudinea că după ce polițistul pune calificativul admis pe acea anexă, dumneavoastră când veți conduce nu veți fi un pericol, nici pentru dumneavoastră, nici pentru ceilalți participanți la trafic. Și atunci, dacă veți dobândi, veți ajunge la acel nivel în timpul orelor de instruire practică, examenul va fi doar un simplu pas, va fi doar o simplă etapă și veți ajunge conducător auto. Cu niște sfaturi, eventual să ne explice pașii de când intrăm în mașină până când terminăm traseul. Pașii psihologici, mentali, i-am spus Remus mai devreme, pașii tehnici, nu are rost să insist pe ei pentru că este rolul fiecărui instructor auto să explice fiecărui cursant. Dar, repet, mie îmi place să insist, nu facem școala doar pentru a avea acel permis de conducere, nu suntem școala de dat permise. Da? Când învățăm să conducem mașina, să pilotăm mașina, cum vreți voi să înțelegeți acest termen, trebuie să o facem pentru noi. Trebuie să conștientizăm că necesarul dobândirii de cunoștințe este în favoarea noastră. Nu fentăm pe nimeni, nici polițistul nu vine cu o falcă în cer cu un an pe mânt și nu-i place fața ta și te declară respins. Nu. Orice polițist este așezat, este un evaluator pertinent, dacă vede că vei conduce bine, sunt sigur că vă va declara admis cu dragă inimă. Dar nu este bine să ai emoții mai mari decât cele normale. Depășirea este interzisă atunci când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu pe drumul unde sensurile de circulație sunt despărțite de marcaj, pe drumul cu o singură bandă de sens. Nu, doar AU este răspuns corect. Vreau să fac o mențiune, mi-am adus aminte de discuția unei eleve cu o fostă elevă referitor la acest marcaj continuu și la această depășire. Mulți încă nu realizează nici măcar atunci când se află în examen speța aceasta. Da? Avem o mașină staționată în fața noastră, să zic un autoturism, și noi venim din spate. Hai să fac o linie dublă continuă, să fie mai grav de perceput situația. Spune una dintre cele 15 situații de la oprirea interzisă foarte clar că este interzis să oprim atunci când, prin manevra noastră, determinăm pe ceilalți participanți la trafic să treacă peste marcaj continuu. Este interzis să oprim în dreptul marcajului continuu. Da? Noi, în această situație, când vom depăși această mașină, da? Nu săvârșim nici o abatere de la regulament. Pentru că vinovat de faptul că noi trecem peste linia continuă este cel care este oprit în dreptul marcajului continuu. El. Noi nu putem să stăm aici. Noi nu știm că ăsta este oprit sau staționat. Staționarea înseamnă mai mult de 5 minute. Mai mult de 5 minute
pot fi 5 minute și 10 secunde sau pot fi 2 ani. Nu pot să stau 2 ani în spatele ăstuia pentru că am o linie continuă. Nu, voi depăși, bineînțeles respectând cele 4 obligații pe care le-am de respectat de la depășire și sunt cu sufletul împăcat că nu am încălcat nici o regulă. El este vinovat. Da? Dar aici nu ne aflăm în acea situație, am făcut o paralelă. Aici ne aflăm în situația în care, să spunem, cel din fața noastră se deplasează. Iar noi, prin depășirea acelui autoturism care se află în fața noastră, călcăm marcajul continuu. Conducătorul autoturismului roșu s-a angajat corect în depășirea autocamionului? Nu s-a angajat corect, deoarece prima dintre cele 4 obligații pe care le avem la depășire spune că trebuie să ne asigurăm că cel care ne urmează sau ne precede nu a inițiat o manevră similară, adică o manevră de depășire, sau nu a semnalizat intenția efectuării unei astfel de manevre. Observăm că autoturismul verde are intenția de a depăși regulamentar și noi ar fi trebuit să stăm acolo și să nu depășim. Cum se face imobilizarea membrului inferior fracturat al unei victime într-un accident de circulație? Când vine vorba de fracturi, folosim atelele. Nu uităm că aceste atele trebuie să fie rigide, suficient de lungi pentru a cuprinde articulațiile și să permită imobilizarea acelui membru fracturat. Timpul zboară, a luat sfârșit. Mai înainte m-am uitat puțin în dreapta unde am un monitor în care mi-este precizat timpul. Din nou m-am uitat, de la 2 minute am ajuns la am depășit timpul. Mi se întâmplă exact atunci când eram copil, acum ca adult nu prea mi se mai întâmplă, dar știu când eram copil și opream ceasul, mai puneam 5 minute care se transformau într-o oră, dar acea oră părea ca 5 minute. De aici și teoria relativității timpului. Vă mulțumesc pentru atenție. Să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine vinerea care urmează. Numai bine, weekend plăcut și să avem sănătate cu toții. Și respectați indicațiile autorităților. Vă mulțumesc, numai bine!